Acum mă duc să mă spăl. Îți dezbrăcată. Îți fac top dress. Împlinim 25 de ani. La mulți ani, Pro FM! Andra și Măruță la Pro FM. Întrebarea cu numărul 9. Așa, vă rugăm. Ai vreun tatuaj și dacă da, unde? Nu am niciun tatuaj, dar mi-aș dori 3 tatuaje. Unde? Chiar. Mi-aș dori numele copiilor, deci Eva, David, pe aici, pe încheietură, și aici la locul verighetei mi-aș dori să-mi scriu Cătălin Măruță, este iubirea vieții mele. Serios. Așa? Și mi-aș mai face unul cu o notă muzicală aici în spatele urechii. Am văzut eu că se poartă, am mai văzut la câteva cântărețe. Dar Cătălin, n-am curaj, ăsta e doar așa la... Și eu vreau să-mi fac. Aceleași tatuaje în aceleași locuri? Da. În afară că de nota muzicală. Pe cuvânt că în ultima perioadă am văzut că sunt din ce în ce mai mulți oameni tatuați lângă noi. Coțofan, n-ai vreun tatuaj? Nu, n-ai, nu? N-ai niciunul? Dar nu vrei să-ți serios? Faci? Ba da. Ai? Nu, dar vrei să-ți faci? Vreau și eu. Păi mergem amândoi, poate unul la reducere. Andra, noi mergem împreună, eu vreau să-mi tatuez un radio mic așa. Doamne, mi-ar plăcea, dar mie mi-e foarte coapsă. Frică. Mi-e frică de ace, mi-e frică de... Și cine să-ți umble la frecvent? Cine-o fi numai să umple cineva? Am stabilit deja țucu. 10. Care-i ultima minciună spusă? Că o să țin dietă. Acum 5 minute? Da, nu, chiar ați văzut, am casalată cu ou fier și cu... Na. Da. Cătălin? Cât mă ține, nu știu. Ultima deci, minciună? Minciună? Da. Cred că l-am mințit pe David. Că-i cumperi bicicletă. Fetele. Nu știu ce l-am mințit. L-am mințit cu ceva. Dar de fapt l-am păcălit. Da. Ca să mă scot. Să fie mai blândă. Da, da, astea sunt minciuni care sunt acceptate. Că da. Pentru da, păi viitorul lui... Minciuni albe, le zicem albe, nevinovate. Am terminat dreptul, pot să fiu avocat, e o minciună inofensivă, nu se pedepsește, absolut. Merge mai departe. Merge mai departe. 11, ai mințit vreodată într-un interviu? Dar nu știu dacă am făcut am intenționat. Am ocolit adevărul, nu am mințit. Da? Eu de obicei sunt foarte... Adică vine adevărul pe loc, nu prea gândesc minciuni, știi? Nu. Dar dacă a fost ceva ce n-am... Adică dacă am fost întrebată de anumite persoane și preferam să spun, adică exact, nu... Da. Ai îmbrăcat. Am îmbrăcat adevărul. Frumos adevărul, da. Nu ai mințit da, într-un da, interviu. Da, da, ai îmbrăcat fer, frumos. Uh-huh. Bun! Întrebarea da. Următoare. Te rog. Cătălin, Andra... Ați făcut vreodată da. Sexting? Sexting? Ce? Ce e asta? Pe Google, ce dracu e sexting? Ce e asta? Prin SMS. Băi, da, ferește-mă, lasă-mă, bați, de astea că eu spugi, că mie nu spune ce lucru de astea. Toplex am făcut prin texting, nu știu cum. Texting? Glumesc, adică aș crezut. Acum mă duc să mă spăl, îți dezbrăcată, îți fac toplex. Frumos, bun, deci da. Nu, sincer nu. Da, cum îi zice prin? Sexting. Sexting? Sexting. Adică WhatsApp-ing, sexting, da, cu sexting. Am înțeles, foarte tot. Mă, Cătălin, suntem depășiți. Ne reactualizăm. Trecem la următoarea întrebare. Întrebarea cu numărul 13. Câte sunt în total? 25. 25. Hai. Care-i ultimul SMS pe care l-ați primit? Citiți-l acum în direct. Pac, pac. SMS sau WhatsApp? WhatsApp, SMS, oricare. Primul. Te pup, Andra. Ok. Stai puțin mai aproape de microfon, te auzi slab. Da. De la Tudor Bota. Stai mai aproape și de micro. Și Adi Lepădatu, te pup, Andra, și râde. Și sora mea mi-a dat ceva, dar nu vreau să dau că cine știe ce zice pe acolo. Bun. Da. 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 Următoarea întrebare vă pun și vă gândiți la răspuns și revenim cu răspunsul după ce băgăm publicitate. Bun? Pentru că e o întrebare da. Importantă la care chiar vreau să vă gândiți un pic înainte de a răspunde, pentru că vreau să răspundeți la întrebarea okay. asta. Super, vă asumați, e simplu. Suntem sinceri la radio, nu ne aude nimeni. Exact. Bun. Care e cel mai nasol mesaj pe care l-ai primit de la un fan sau, mă rog, dușm fan? Ah, eu sunt foarte sincer, chiar la Pro FM. Mi s-a întâmplat, m-a jurat unul în direct. Serios? Serios, într-o dimineață, m-a jurat, adică nu știu ce a fost acolo, poate m-a confundat cu altă persoană. Că eu sunt foarte drăguță și eu am suferit după azi, n-am uitat chemă la ăsta ce-o fă, cum o jurat. No, deci mesajele sunt dureroase, practic. Asta da. Trebuie să înțelegeți, da. Oameni buni. Cătălin? Eu primez după fiecare emisiune, știi? Că... Serios. Tu ai primit unul azi, în direct la noi. Da? Cu plinul. Că ești asta nu e. Asta nu, este cumpliment. Pe principiu, fain, gras și fain. Nu, mai sunt tot felul de mesaje. Caut dacă vrei să cauți. Nu neapărat, am crezut că ți-a rămas unul așa mai, pe suflet, știi? Nu, plac mesajele alea, nu a rămas niciunul așa în minte, așa. Pentru că nu le pun la suflet și dacă știu că fac lucruri pe care nu le fac intenționat, după nu mă afectează. După farta pe care mi-ai făcut-o mie. Mamă, deci a fost cel mai mesaj a primit. Greu mamă. An care a putut să fie. Am făcut o farsă Andrei, ea se plimba cu un taxi, taxiul nu vrea să o
oprească. Și eu eram în spate cu echipa care filma. Și nu, practic nu l-am oprit pe taximetrist, cu toate că am văzut că ea se panichează, că începe să plângă. Adică eu m-am gândit, bă, e filmat, nu are ce să se întâmple, noi suntem aici. 6 luni de zile, peste tot pe unde mă prindeau oamenii, prin parc, pe la televiziune, prin mesaje. Nu ți-e rușine. Și mie i-ai făcut așa ceva lui nevastă, da. Cum te suportă? Deci nu mi-a venit să cred. 6 luni de zile, la un moment dat începuseră articole prin ziare, că ce insensibil, cum să-ți bagi joc. Și am zis, bă, a fost o farsă. Da, da. Relaxați-vă. 6 luni am tras după ea. Mie mi-a scris un domn acum câteva zile, băi, Nicoleta, Nicoleta, băi, ești foarte, foarte, foarte proastă. Da, te ajută fața. Așa că haide să continuăm. Nico, am rămas la întrebarea cu numărul? Am întrebarea, că nu mai știu. Așa, bun. La întrebarea cu numărul 15. Perfect. Mai avem câteva. Acum și terminăm. Întrebarea cu numărul 15. Da. Câte selfie-uri faci pe zi? Eu? Maxim 3. Maxim 3. Eu? Nu, câteva. Câteva? Da. Câte 16. Da. Care e cea mai penibilă situație pe care ai pățit-o în public, Cătălin? Eu? Da. Am multe, stai să mă gândesc la una cea mai penibilă. Am vorbit 5 minute cu cineva confundând deva persoană. Da. Andra. I-am spus unei fete că cât mai are până naște și ea a născuse deja. Ai întrebat-o, a? Am întrebat-o, da, am întrebat-o, da, cât mai are, da. Împlinim 25 de ani! La mulți ani, bro!